Salutare prieteni, bine ați venit pe canalul oficial Tutoriale Gratuite. În acest tutorial vom vorbi despre Gpartied sau despre distribuția de Linux bazată pe Linux, nu în totalitate bazată pe Linux, dar bazată pe Linux. Această distribuție de Linux o puteți descărca de pe internet. O să vă arăt imediat de unde o descărcați. De aici puteți descărca imaginea Gpartied, doar dați click pe acest link pe care vi-l voi pune în descriere, vi se va descărca automat, eu să dau cancel pentru că nu am deja descărcat această înaltă. Revin imediat pe sistemul Gpartied. Am revenit pe sistemul Gpartied. Vă spuneam că vom vorbi despre Gpartied în acest tutorial. Ce vom face? Practic, în acest tutorial vom vorbi despre cum putem să partiționăm sistemul de operare Gpartied. Practic, acest sistem de operare este totuși un sistem de operare pe care îl putem partiționa, putem să ne conectăm la internet, putem să folosim un terminal, să adăugăm anumite comenzi. Uitați, avem aici Gpartied. Bineînțeles, eu o testez într-o mașină virtuală și vom vedea cum putem crea o nouă partiție sau cum putem partiționa. Haideți să deschidem Gpartied. Vedeți că aici ne spune că avem un spațiu nealocat de 5 GB, dăm click dreapta și New. Normal, așa se face ca să facem o nouă partiție. Dăm New, ne spune New Partition Table found on Device Dev SDA. Și ne spune că trebuie să creăm noi un Partition Table, să mergem la Device și Partition Table. Ok, asta vom face și noi, Device, Create New Partition Table, Apply. Și am creat un nou Partition Table. Dar acum dăm click dreapta, New. Și alegem spațiul pe care vrem să-l alocăm. Spațiul care se mai rămâne apoi, după ce creăm această partiție, noua mărime, spațiul liber, o să o facem ca o partiție primară și dăm click pe Add. Și gata, am creat spațiu. Acum avem spațiu, practic, pe imaginea noastră Gpartied. Este, bineînțeles, o imagine live. Nu putem face schimbări, nu putem instala softuri, dar totuși este foarte interesantă cu tot ce are ea de oferit. Da, și poate vom mai continua cu tutoriale de acest gen, pentru că este un soft destul de interesant. După părerea mea, este un sistem de operare destul de interesant, ar merita și el câteva minuțele pe canalul nostru. Cam atât din acest tutorial. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit. Eu am fost Emi, voi ați fost pe canalul oficial Tutoriale Gratuite. La revedere!